Câteva sfaturi legat de schimbarea plăcuțelor acasă, de către voi. În momentul în care schimbați plăcuțele, trebuie să știți că cele două șuruburi de aici, care le demontați ca să scoateți această parte afară, să aveți acces la plăcuțe, trebuie să le schimbați de fiecare dată, să puneți altele noi. Normal ar fi ca odată cu plăcuțele să primiți șuruburile. Ce contează de fapt este faptul că pe aceste șuruburi vin cu o pastă blocantă, aici este de culoare roșu. Momentul în care dai jos șurubul, adică acesta, această pastă se pierde. Eu am metrierii de van cu aceste plăcuțe, iar aceste șuruburi au fost înlocuite cu aceste bolțuri pe care aici culisează și partea de prindere. Am avut câteva neplăceri legat de aceste bolțuri. Mai exact, după un an de zile de la folosire, mi-am schimbat plăcuțele cu altele noi și am avut surpriza ca unul din acest bolț să fie destrâns, iar al doilea, acesta mai exact, era strâmb. Să văd dacă pot să vă arăt diferența, nu știu dacă este sesizabil. Partea aceasta de filet este mai aproape de acest bolț. Este foarte puțin, nu-ți dai foarte bine seama, dar la destrângere se vede foarte bine, deoarece destrângerea se face în acest mod. Exact așa mi se învârte capul acesta de bolț și nu este ok. După ce am schimbat plăcuțele, la strângerea înapoi a celor două bolțuri, chiar dacă acesta era excentric, se învârtea ciudat, am zis că nu prea ar avea nimic, important este să strângă. Surpriza a apărut la cel de-al doilea bolț, care nu a fost destrâns și a fost strâns chiar bine. La strângere n-am simțit niciun fel de efort și mi s-a rupt filetul jos. A rămas partea de filet în interiorul etrierului. Asta n-a fost un lucru chiar bun, se vedea că nu avea rugină sau ceva. Era efectiv o ruptură curată. A trebuit să-mi comand alte două bolțuri. Nici acesta care e excentric nu este ok, deoarece nu o să mai aibă suprafața de strângere de 100%, fiind excentric, nu știu dacă strânge bine. Așa că am comandat două bolțuri noi. Faptul că am comandat două bolțuri noi în magazin, cel mai ieftin le-am găsit la 125 de lei, amândouă bucăți. Este enorm. Mi-a apărut întrebarea de ce mi s-a destrâns. Probabil nu le-am strâns suficient de tare. Eu zic că le-am strâns suficient de tare, poate mai mult decât trebuia. Dar nu asta a fost problema. Problema e că nu am ascultat de Adi din Constanța, care mi-a spus, nu odată, cred că de vreo 10 ori, să folosesc Loctite 243, exact pentru asta este făcut, ca să pui pasta blocantă pe filet și să strângi bolțurile, șuruburile cu pasta respectivă blocantă. Din cauza asta vă spuneam, la etrierii normali, aceste șuruburi vin direct cu pastă blocantă pe ei, ceea ce este foarte bine. Am să pun un pic de pastă blocantă pentru faptul că nu este fabricat în China. Îmi crește încrederea în folosirea acestui produs. Pe partea din spate este capsat un manual cu date tehnice și instrucțiuni de utilizare. Ar fi bine să le citiți.
de lipirea provizorie este după 15 minute, iar lipirea finală după 3 ore, deci durează ceva timp. După montarea șurubului, excesul de lichid se poate șterge cu o cârpă, deoarece nu se întărește imediat. Am să pun pe cele două bolțuri, acesta este cel strâmb, n-am să-l mai folosesc. În instrucțiuni spune că trebuie să fie degresate, să nu aibă depuneri, vazelină, unsori și alte chestii. Ele sunt noi, chiar dacă nu par noi, și am să aplic soluția pe ele. Am pus prea mult pe unul din ele, așa că am să transfer și pe cel de-al doilea. Nu cred că trebuie să pui foarte mult, oricum se vede că au soluție albastră pe ele și am să le montez la loc. Strângerea la aceste bolțuri, normal, ar trebui să folosiți o cheie dinamometrică. Probabil dacă aveam o cheie dinamometrică, nu-l rupeam așa de ușor, dar nu sunt atât de siguri. Ideea e că n-am simțit deloc rezistență la strângere, deci sunt convins că era compromis. La aceste două noi simt că mi-au opus rezistență la strângere. Oricum nu am să le strâng foarte tare, am să le strâng cu simț. Dacă nu ar fi atât de scumpe, le-aș schimba de fiecare dată când schimb plăcuțele de frână. Iar acum am să trec la cealaltă roată și am să folosesc acest Loctite 243 ca să lipesc și celelalte două bolțuri, sau cum să le zic.